Este bine să știm să vorbim și despre lucrurile mai puțin plăcute în engleză. De exemplu, cum spui, mi s-a furat portofelul? My wallet's been stolen. My wallet's been stolen. Cum spui, mi s-a furat telefonul? My phone's been stolen. My phone's been stolen. Mi-a fost spartă mașina. My car's been broken into. My car's been broken into. Mi-a fost spartă casa. My house been broken into. My house been broken into. A avut loc un accident. There's been an accident. There's been an accident. M-am ars. De exemplu, m-am ars la mână. I've burnt my hand. M-am ars, fără să spun mână, I've burnt myself. I've burnt myself. M-am tăiat. I've cut myself. I've cut myself. M-am tăiat la mână. I've cut my hand. M-am tăiat la deget. I've cut my finger. Nu-mi găsesc cheile. Cred că le-am pierdut. I can't find my keys. I think I've lost them. Ți s-a întâmplat vreodată să te încui pe din afară? Imaginează-ți că ești la hotel și te-ai încuiat pe din afară. Cum explici asta la recepție, în engleză? Poți să spui, I've locked myself out of my room. I've locked myself out of my room. Cum spui în engleză, ai planuri pentru iarna asta? Do you have any plans for this winter? Do you have any plans for this winter? Desigur, poți să spui și do you have any plans for the winter? Do you have any plans for the winter?